Moldova, luptă pentru clubul local, Podocai. Legătura asta cu cântarul, chiar într-adevăr, s-a primit așa o situație. Eu sincer nu pot să spun că el intenționat n-a vrut să-mi dea mână sau pur și simplu n-a observat. Am mai discutat cu mulți colegi de la sală, cu mulți colegi din România și mulți părerile s-au împărțit. Cine spune că intenționat n-a vrut, cine... Dar pentru mine asta n-avea nicio importanță. Principalul că după luptă noi am discutat și n-a rămas între noi niciun pic de ură, niciun pic de... Pur și simplu a fost un interes sportiv, nu mai mult. Vine din Chișinău! E Trancoșca, în colțul roșu, Sergio Barbarossa. Quite drunk looking fans clapping along to his entrance music. Absolutely packed in here tonight. You can barely move, you can't even get to the toilet. It's crazy, they've crammed. La această luptă eu am fost foarte tare motivat, am vrut foarte tare această victorie. And the referee calls it a day. Și plus mai am o motivare și mai mare că vreau pe Mike Brightman și vreau să-l bat tare și nu că să-l bat tare din ură că fratele a pierdut, pur și simplu vreau să-l câștig, vreau, el ține centură și eu vreau să iau centură și eu acum nu am dreptul la pierdere și trebuie să ies foarte motivat și pregătit. Într-adevăr, organizația RXF se ridică la un nivel foarte mare în Europa și nu numai în Europa, eu cred că cu așa temporiu cum organizează egalele, într-un an, doi, o să ajungă o organizație foarte, foarte puternică și foarte mulți luptători ați dorească să lupte în ea. Învingător, prin knockout tehnic, în prima rundă, colțul roșu, Sergio Barbarossa! Următoarea mea luptă se va desfășura pe 5 decembrie. Am în orașul Chișinău, la noi în Moldova, la noi acasă. Așa că pe toți amatorii de MMA, toți oamenii care iubesc acest sport și, în primul rând, oamenii cei care permanent ne susțin și sunt alături de noi, eu aș vrea să invit la un spectacol care va fi un spectacol foarte, foarte mare pe data de 5 decembrie, unde eu mă smălup pentru centură. La evenimentul de pe 5 decembrie, care se desfășura în Chișinău, eu voi reprezenta clubul Kodokai, dar oricum voi ieși cu steagul Republicii Moldova, cu o nouă piesă care merită atenția tuturor moldovenilor și să ascultați mai des, că într-adevăr cântă niște lucruri frumoase. Adevărat. Despre Republica Moldova. Ne-au golit satele, ne-au alungat mamele și ne-au pus zăboarele. Suntem...